Acolo sunt oameni care își fac treaba. Oricând, cu mâna pe inimă, vă pot spune că vă duc să stați acolo, ca simple observatori, nu știe nimeni cine sunteți, să vedeți cum muncesc. Acum nu mai știu ce mai e după plecarea mea. Dar oamenii care mai sunt acolo vor să-și facă treaba. Sunt foarte puțini medici. Le-a mai venit o doamnă doctor nouă, tânără. Înțeleg că îi place. De ce să nu o păstrăm aici? Au fost medici care trebuiau să vină din 2015, au refuzat să vină. Erau din București, n-au venit. Unde au plecat, nu știu să vă spun. Deci, doamna doctor, de ce durează atât? Pentru că se plâng unii că, numai puțin, se plâng unii că durează, stau durează? Și 8 ore. Da, nu stau că... toți 8 ore, dar se mai întâmplă. De ce durează 8 ore, spre exemplu, pentru unii? Este un unii? Singur medic la consultă. Da? Un medic la urgențe medii, un medic la resuscitare. Pe vremea când eram eu acolo, erau doi medici. Doi medici înseamnă ceva pe tură. Deja din 1, 2 consultă. Acum, vă dați seama, la un singur medic, să vezi un județ întreg, plus din județele limitrofe care vin la consult, se consultă, nu vă exagerez, în jur de 200 de pacienți pe zi. Ia gândiți-vă, 3 ture. Medicul care e dimineață vine și noapte. După noapte se întoarce sigur tură 2. Acum nu mai au cum să facă graficul. Deci este foarte, foarte greu. Este foarte obosit și medicul acesta. Sunt medici și acolo, nu neapărat la 40 de ani, sunt medici și mai în vârstă. Da? Mergeți să-i întrebați ce probleme au. Toți au și probleme de sănătate. Și cu toate astea vin și o fac. Dar automat trebuie lăsat să-și facă treaba. Ritmul lor este clar alert, dar la un moment dat ajungi să obosești. E și motivul oameni... pentru care unii vorbesc, mă rog, mai puțin politicos cu unii pacienți? Este sigur și oboseala. Cedezi, vă spun, și mie mi s-a întâmplat când lucram, îmi vedeam de treaba mea, consultam, venea un pacient recalcitrant și efectiv, la un moment dat, simțeai și tu că nu mai ești om. Deci în momentul în care tu îi vorbești civilizat și el ți se adresează cu niște cuvinte urâte, îi spui, te vezi că ești angajat într-o conversație și te întrerupe, deci este foarte dificil. Doamna doctor, medicii din UCU se duc să resusciteze și stocuri în spital. Nu știu dacă știați. Acum spuneți-ne altceva.